Hello, hello. Astăzi vă duc în Londra, la țară, să vedeți cum arată zona rurală a Londrei. Este în cartierul unde locuiesc și unde avem și lebede, și vulpi, și gâște, și rațe, și tot felul, și vreau să vi le arăt. Și mai am o surpriză pentru voi. Sper să vă placă. Haideți! Sunt pe una dintre aleile din cartier care duce aici la iaz. Avem mai multe iazuri în cartier, dar ăsta este cel mai mare și aici sunt gâștele canadiene cu toți puii lor. O să vedeți că sunt și mulți vecini aici, pentru că toată lumea vine să admire vietățile astea minunate și să fim martori la viața lor. Nu fac nimic. Uite-o cum se uită, se uită fix la mine. Draga de tine, ce pui frumos ai tu. Frumuseților. Hai, de ce aripioare scurte au? Hai, ce frumos sunt. Ce frumos sunt. Nu o să mă duc prea aproape de ei, că nu vreau să-i deranjez. Dar o să mă duc acum spre locul unde stau lebedele. Locul unde se ascund lebedele este tot un iaz. Dar nu știu care, pentru că uneori stau aici. Uite, aici am găsit acum rațele. Uneori stau aici, alteori se ascund în tufe. Și ar trebui să duc la iazul celălalt, dar am văzut acum printre copaci mulți vecini acolo, deci probabil lebedele sunt la iazul celălalt. Ia uitați-vă cum stau oamenii aici, ca la spectacol stau și admiră familia de lebede. Ia uitați-le, Doamne, ce de drăguț sunt! Mai cineva care filmează? Ia auziți, și domnii vorbesc românește, pentru că nu e așa, în Londra sunt foarte, foarte mulți români. Este un cartier foarte frumos și mă bucur mult că am reușit să locuiesc aici și reușesc în continuare, pentru că îmi place foarte mult natura și iată-ți acolo încă un iaz. Îmi place foarte mult natura și îmi place zilnic să ies să văd plantele și animalele și păsările și să mă uit la ele, mă bag prin tufiș, filmez, fotografiez. Astăzi mi-am luat un obiectiv nou pentru unul dintre aparatele foto și de-abia aștept să ies să-l testez. Știu că e foarte bun, dar vreau să-l văd în natură ce face. Ia uitați-vă, am ajuns la o intersecție de poteci. Și uitați-vă câte variante am. O aleg pe asta ca să fac un pic de mișcare. Sus pe scări, găbița, sus pe scări. Curtea cartierului în care locuiesc se învecinează cu Parcul Olimpic din Londra. Asta înseamnă că... Aoleu, ce găfică am mâncat scările în fugă. Asta înseamnă că practic, nu îți dai seama când ești din curtea blocului și când ai ajuns în Parcul Olimpic. Denumirea oficială a parcului este Queen Elizabeth Olympic Park și poartă numele acesta pentru că a fost construit în 2012 special pentru Olimpiada sportivă care a avut loc în Londra.
O să intrăm acum într-un loc foarte frumos, care se numește Poiana cu Narcise. Este vorba de un deal pe care a fost plin de narcise, dar în ianuarie anul acesta, Consiliul Local a hotărât să-l transforme într-un parc dedicat memoriei victimelor COVID. A venit și primarul Londrei la inaugurare și vreau să mergeți să vedeți cum arată un parc. Este, nu-i chiar un parc aici, un loc dintr-un parc enorm care este dedicat victimelor COVID. Hello. Vedeți, aici în partea dreaptă, tot dealul acesta este primăvara plin cu narcise. Aici nu erau copaci, nu era alee, nu erau băncuțe, arăta foarte rural și îmi plăcea mult de tot. Am fost chiar puțin supărată în momentul în care am văzut că au îngrădit locul, pentru că se întâmpla exact în martie, când narcisele erau înflorite și am reușit să vin 2 zile să mă bucur de frumusețea lor, după care au închis și au început să-l reconstruiască. Și ia să vedem ce scrie aici. A, uite ce frumos! În general, în Londra poți să calci pe iarbă, dar aici, pentru că e, uitați-vă ce mică e, scrie, au pus un anunț pe care scrie: încă sunt în creștere, te rog, nu mă călca. Aceste semințe au fost sădite cu flori de pădure și vor fi minunate pentru albine și fluturi. Te rugăm să fii bun și să le lași să crească. Doamne, ce frumos! Nu mi-e frumos așa decât să pui aia, nu călcați iarba, și cu majuscule și cu semne exclamării, cum se pune în România. Eu nu știu de ce în România țipă, toată lumea țipă. Toți cei care conduc orașele și țara țipă. Nu faceți aia, nu faceți aia, nu călca iarba, nu te du acolo. Măi, uite, dacă, nu știu, sunt toți cei care ne conduc, fac schimb de experiență, să duc prin țări care știu cum să vorbească, știu cum să acționeze. Nu învață, nu pot învăța? Nu. Ok. Ei, și acum să vedem exact ce a vrut domnul Sadiq, primarul Londrei, să facă aici. Și numai puțin să dau pe cadru larg. Așa. Vă spuneam că acest deal era plin numai de narcise. Nu erau copaci, nu era alee, nu era pâncuțe, acum sunt și lumini. Și ceea ce au făcut ei aici, în memoria victimelor COVID-ului, au făcut un cerc, uitați-vă, este un cerc. De copaci. Da? Și i-au pus și o placă și vreau să vedeți ce scrie pe placa aceea. Asta este placa, dar nu scrie despre locul acesta, scrie doar despre faptul că acesta nu este un canal întâmplător, ci este un canal cu apă destinat udării plantelor de aici, din locul acesta. Dar mai este o placă la ieșire și vreau să vă, poate pe aia scrie. Da, așa este, aici scrie London Blossom Garden, grădina cu flori din Londra. Și scrie așa: această grădină comemorează pe toți acei care și-au pierdut viața în pandemia de coronavirus. Un memorial viu. De asemenea, un tribut plătit de bravi și curajoși lucrători din domeniile de risc din Londra, care și-au pierdut viața salvându-i pe ceilalți și păstrând orașul nostru sigur. Vai de mine, mi s-a furnică pielea, așa de emoționat mi se pare. Locul acesta a fost creat în parteneriat cu
rezidenții locali, cu comunitatea din cartier și este un loc în care vă invităm să vă petreceți timpul și spune despre această grădină și despre cercul acela de copaci pe care vi l-am arătat un pic mai devreme. Spune că sunt 33 de copaci plantați, câte unul pentru fiecare sector din City of London. Ce frumos! Și mai scrie aici, coronavirusul ne-a schimbat pe toți pentru totdeauna, pandemia a afectat fiecare comunitate, dar important este, Doamne, ce, deci nu pot să vorbesc, mă apucă tremuratul, așa de emoționant mi se pare. Ok, important este să rămânem uniți și să ne bucurăm de natură, pentru că tot ce contează în viața asta este conectarea cu natura și unitatea oamenilor. Extraordinar! Vai, așa de frumos! Ești impresionant! Îmi place foarte mult! Și am vrut să vă arăt și vouă locul ăsta superb. Da. Și mergem mai departe pentru că sunt în pauza de masă, când trebuie să fac mișcare și aproape că a venit primăvara, adică nu mai sunt 10 grade, astăzi sunt 15, de când în când este soare și ce credeți, chiar se simte. Adică este foarte plăcut. Haideți cu mine la plimbare prin Parcul Olimpic. Știu că nu pare, wow, ce vânt, adică priză. Așa îi zice, priză, că suntem pe insulă. Știu că nu pare, dar zona aceasta este la numai 3 stații de metrou de centru. Dealul ăsta e cam abrupt, dar am urcat ca să vă arăt aici. Uitați-vă, simbolul Jocurilor Olimpice. Rămas aici din 2012. Acesta din față este velodromul unde merg eu cu bicicleta atunci când plouă sau e fric și nu pot să merg prin pădure. Fâșitul care se aude este de la autostradă, dar este atât de bine ascuns autostrada că nu se vede. O să vă o arăt când trecem peste ea. Autostrada din oraș. Imediat, în față, este intrarea în pădure, dar eu acum nu merg în pădure, mă duc într-un loc secret, este o surpriză, o să vedeți la final. Și uitându-mă la autostrada asta, mi-am dat seama că de aceea în centru nu sunt mașini, centru este gol, sunt autobuze și taxiuri și tranzitează centrul doar cei care aprovizionează magazinele, de aia nu sunt blocaje, pentru că aia chiar au treabă în centru, aia chiar trebuie să intre, da, dubele cu marfă, tierurile cu marfă, alea chiar trebuie să circule prin centru.
Mașinile personale nu, pentru că de aceea plătim transport public și plătim taxe foarte mari pentru ca primăria să cumpere autobuze, să cumpere metrouri, să le întrețină, să le curățe. Dacă plătim taxe pentru alea și după aia mai plătim taxe și pentru mașina personală, n-am făcut nimic. Fix acum trec pe lângă terenurile de tenis. Care fac parte tot din Parcul Olimpic. Încă de când m-am mutat în Londra, m-am întrebat cum reușesc arhitecții de la sistematizarea orașului să proiecteze orașul ăsta atâta de aerisit, să nu-ți cadă blocurile în cap, să nu te simți sufocat de clădiri. Cum ar fi făcând? Cum ar fi reușit? Nu știu, ai noștri nu pot veni 3 luni în schimb de experiență? Și se întreabă pe ăștia, bă, voi cum ați făcut? Cum ați făcut că vrem să facem și noi, pentru că e clar, toți oamenii își doresc să fie frumos, să fie curat. De aceea, întotdeauna, locuințele care sunt lângă spații verzi, lângă ape, lângă păduri, vor fi întotdeauna mai scumpe, pentru că e cerere pe ele. Și cerere este pentru că oamenilor asta le place. Oamenilor nu le place să locuiască, să se uite într-un zid, să locuiască lângă ghena de gunoi. Și nu mi se pare o filozofie. Și nu înțeleg de ce ai noștri nu pot. De ce nu pot? Că nu e așa de greu. Nu trebuie să construiască farfurii zburătoare. Trebuie să respecte niște reguli de sistematizare care cred că se învață și la noi în școală, în facultățile de profil, așa cum se învață și în Anglia și în Franța și în alte țări a căror orașe sunt curate și ți-e mai mare dracu să te plimbi prin ele. Și după ce vin la schimb de experiență 3 luni și învață cum să facă, să sistematizeze orașele corect, și după aceea dacă se întorc în România și nu-și fac treaba, să fie odată destituiți, dați afară. Că înseamnă că nu vor, nu mai poți să spui că nu știi, înseamnă că nu vrei. Asta odată și doi, să plătească cheltuielile de când au fost în cele 3 luni la școlit aici, la schimb de experiență. Păi da, am ajuns la șosea în oraș, trotuar, pistă de biciclete, mașini. Am trecut pe lângă garajul de autobuze, unul dintre ele. Toate autobuzele când ies pe traseu sunt spălate, de aceea sunt mereu curate. Nu pentru că n-ar fi praf în Londra, de la cât se construiește în Londra, e și aici praf, dar le spală. Ok. Și am ajuns la locația secretă. Vă pot arăta așa peste gard pentru că este securizat. Ceea ce vedeți este depoul de trenuri Eurostar. Trenurile acelea despre care vă spuneam ieri în gara St. Pancras, că fac legătura dintre Londra și Paris în numai 2 ore. Aici vin ele la depou. Vedeți, aici vin trenurile Eurostar la revizie, la spălare,
Și este și depou de garare. În perioada pandemiei, când nu circulau, oricum și acum, față de câte trenuri erau înainte de pandemie, acum circulă numai două trenuri Eurostar între Londra și Paris. Dar înainte de pandemie, cred că erau 10 trenuri pe zi. După aceea, când a venit corona asta de ne-a băgat pe toți în pandemie, n-a mai circulat niciun tren Eurostar și au fost toate aici garate. O să trec podul să vă arăt și partea cealaltă de unde este stația de spălare. Și cum vă spuneam mai înainte, tirurile care aprovizionează, da, astea trebuie să meargă prin oraș. Dacă este cineva care locuiește în București, în cartierul Tineretului, acolo am locuit eu și de aceea știu că exact așa era trotuarul din Tineretului, înainte să-l nenorocească tot felul de primari zeloși. Era partea în care mergeau pietonii și partea în care mergeau bicicliștii, pista de biciclete. Bineînțeles că nu mai este, în schimb sunt foarte multe locuri de parcare, am înțeles, în Tineretului în București. Un loc care ar trebui să fie verde și dedicat strict plimbărilor cu bicicleta și pe jos. Bun, revenim la filmare. Uitați-vă, acesta este depoul și stația de spălare a trenurilor Eurostar. Am plecat de acasă, v-am spus că sunt la 3 stații de metrou de centru și de atunci am mai mers 10 minute pe jos până aici la depou. Tot 3 stații de metrou sunt și de aici, de la depoul acesta până în centru. Și vedeți că este foarte bine ascuns, nu se vede. Vă spuneam mai devreme despre trotuarul din București, din cartierul Tineretului, care era exact așa, vedeți cum e acum în Londra, așa era în Tineretului, ghiciți în ce an? În 1974. În 74 România avea astfel de infrastructură. Păi să nu îți pare rău și să fii foarte frustrat că vezi că alții pot și la tine nu se poate și nu înțelegi de ce nu se poate. Pentru că mai e o paradigmă. Oamenii, românii care vin în UK, să știți că sunt foarte apreciați. Șantierele sunt pline de români. Își vede treaba lor, lucrează. Tot ce construiesc ăștia, englezii, pentru viitorul lor, construiesc cu români. Și să știți că pe aceleași reguli de sistematizare, care în România nu se aplică. Deci undeva lanțul ăsta de bube trebuie rupt și spart, bandajat, vindecat și țara noastră trebuie, nu știu, clădită cumva, gospodărește și cu simț de răspundere, nu așa superficial. Gata, am dat-o în bla bla și bum, nu ăsta era scopul, dar mă frustrează foarte tare când văd în Anglia lucruri care în România erau acum 30 de ani și au dispărut și nu le mai poate reface nimeni. Uitați-vă cât de frumos se văd spațiile verzi. Aici nu va construi nimeni niciun bloc. Sunt cartierele în zare, nu-s așa departe. În cartierul acela locuiesc eu. Dar-ți lasă iarba asta și spațiile verzi. Nu e frumos așa? Nu știu, la noi nu e o filozofie. Nu? Bă, poate o fi o filozofie și nu înțeleg eu că eu nu sunt arhitect. Nu am studii de specialitate. Dar așa, gândind cu sufletul,
Mie mi-ar plăcea aici, unde este iarbă, unde sunt copaci, unde este apă. Ok, mă duc acasă. V-am făcut capul pătrat, îmi pare rău, dar am avut un puseu de frustrare. Never mind. Sper că v-ați simțit bine alături de mine. După cum vedeți, a ieșit soarele. În sfârșit a venit primăvara și ce credeți? Ne-au spus la meteo că de mâine vine vara și vom avea caniculă săptămâna viitoare. Bine, caniculă în UK înseamnă 23 de grade. Dar pentru că este o climă umedă, noi locuind aici pe o insulă, când clima este umedă, temperatura se simte mult mai sus. Deci la 23 de grade, aici simțim ca la 30 de grade în România, unde este climat uscat. Ok. Cam atât pentru astăzi. Mă duc acasă. Sper că ați văzut ceva frumos. Că v-a plăcut plimbarea cu mine. Și nu o să mai spun prea mult. Doar atunci când, nu știu când, o să spun, nu uitați, viața reală nu este o vitrină. Pa, pa! Pa, pa! În grădina bucuriilor au intrat și pașii mei.